Polițiștii din Craiova caută un cetățean italian care a dispărut în condiții misterioase. Bărbatul are 80 de ani și este căsătorit cu o româncă de 30 de ani. De câteva luni, soția l-a adus în România, l-a lăsat în casa socrilor, iar ea s-a întors în Italia. Vecinii nu știau că bătrânul a dispărut. Ei cred că omul a fugit întrucât era ținut în condiții inumane și toată pensia lui de peste 2000 de euro intra în buzunarul femeii. Luciano Albertini a cunoscut-o pe Valentina în Italia. Femeia i-a luat imediat mințile și la scurtă vreme cei doi s-au și căsătorit. Se întâmpla în 2014. Cei doi au venit de câteva ori împreună în România. Vara aceasta însă el a rămas acasă la socrii, iar ea a plecat singură în Italia. Aseară un bărbat de 48 de ani a anunțat poliția că ginerele său de 80 de ani a plecat să se plimbe prin comună și nu s-a mai întors. Ieri a plecat la 4:30. Cineva a spus un frate de-al meu că l-a văzut în stație de autobuz. Așa făcea dificultatea, se ducea până la Braniște, la o biserică și venea înapoi. Mai mult de 6:30, maxim 7 seara, el nu întârzia. Dar acum nu s-a mai întors. Păi și unde credeți că este? Nu este teamă pentru el? Am fost în gară, am fost peste tot, l-am căutat în spitale, peste tot, în stății. Azi că se duce și el pe masă și așa el ceva de mâncare, de suc, ce ăștia, ce vrea el acolo. Și n-am mai venit. Cum s-a dus? Dumnezeu știe. Dar mai obișnuia să mai plece așa și să rătăcească? Nu, dar s-a mai rătăcit până acum vreodată? Nu. Pleca, dar nu se ducea departe. Vecinii îl vedeau de multe ori pe italian plimbându-se pe ulițe sau coborând la magazinul din apropiere. Oamenii nu înțeleg de ce socrul italianului a ținut ascunsă dispariția. Îmi pare foarte ciudat, să știți. Că mie îmi pare rău de el că s-a încurcat și a ajuns domna pe aici. Se duceau la o pensie, așa am auzit și eu, dar nu știu. Și trăiau acolo, unde îl țineau, ce făceau, că nu intră nimeni la ei în curte. Cei mai mulți dintre vecinii începuseră să-i plângă de milă italianului. Vedeau că e neîngrijit și că nu are niciun leu în buzunar, deși pensia lunară se ridica la peste 2000 de euro. Ne părea rău de el, îi mai dădeam așa fără banii. 80 de ani. Cam așa. Soția lui are 30. Soție. Mari ghilimele, soție. Îl țineam aici pentru bani? Da, sigur, da. Ce v-a spus? Avea pensie mare? Da, nu știu cum avea mare. Albertini nu știe deloc românește. Până acum, polițiștii nu au reușit să dea de urma bărbatului. Semnalmentele acestuia sunt 1,70 m, 55 kg, păr alb și are un tremurat vizibil al mâinilor.